Se anunță o iarnă grea și implicit mai scumpă pentru români. Cei mai loviți vor fi cei care își încălzesc casele cu lemne, asta pentru că prețurile au crescut mult, mai ales în sudul țării, unde metrul cub ajunge și la 700 de lei. Pentru a trece cu bine sezonul rece, o gospodărie trebuie să pregătească și 5.000 de lei. Nici cei care au centrală pe gaze sau energie electrică nu vor scăpa de facturile piperate. Prima dată se pun cocini. Dacă mai vin să aprinde, că are părul ăla nișul, le arge. Și pe urmă? Pe urmă băgăm și lemne. Temperaturile scăzute au făcut pe oameni să aprindă deja focul în case. În satele din Mureș, sobele sunt cele care aduc căldura în locuințe. Însă anul acesta unii încă nu s-au încumetat să-și facă provizii pentru că prețurile la metrul cub de lemne sunt unele destul de piperate. Cât a fost metru cub de lemne? Cu cât l-ați luat? Calculat cu 3. Cred că 300 au fost ultimate. Anul ăsta l-am cumpărat. Așa, de prin grădină. Am mai tăiat un prun, o creangă de măr. Cel mai ieftin lemn este în zona de nord a țării, acolo unde metrul cub începe de la 300 de lei și ajunge la cel mult 400 de lei. Prețuri similare sunt și în vestul țării, unde cei mai mulți se încălzesc cu sobe. Pentru a trece iarna cu bine, oamenii care locuiesc în Harghita, Bistrița și Maramureș au nevoie de 10 metri cub de lemne, ceea ce înseamnă un buget chiar și de 4.000 de lei. În zona de sud a țării, prețurile sunt duble. În Giurgiu, Telorman și Ilfov, metrul cub de lemne ajunge și la 700 de lei, iar pentru un sezon rece normal, oamenii folosesc în jur de 6 metri cub de lemne, pe care plătesc 4.200 de lei. României, sigur că da, procentul de acoperire cu păduri este foarte mic și din această cauză lemnul se aduce de la distanțe mari. Este lemnul scump pentru că pe total volumul recoltat din păduri a scăzut. Am văzut anul trecut o scădere de 1.000.000 de metri cubi. Anul acesta avem un blocaj cu evaluarea de mediu la amenajamente plus. Din această cauză resursa de lemn este relativ puțină. Nici cei care au centrale nu vor plăti mai puțin în această iarnă. Un apartament cu două camere va avea factură între 700 și 900 de lei la gaze, iar cei care sunt pe sistem centralizat vor plăti mai bine de 500 de lei doar pe căldură și apă caldă, iar cu tot cu cheltuielile blocului, întreținerea poate depăși 600 de lei într-o lună de iarnă.